prezentarea mea, trebuie să mă prezint, da? Dragoslav este numele meu, lucrez la Audisul de 3 ani, experiență de 5 ani în marketing online, atât pe PPC cât și, și pe alte domenii de activitate în afară de, de PPC. De 3 ani exclusiv doar pe PPC, trainer regional Google. Vom vorbi astăzi, bineînțeles, despre Black Friday. Și am stat destul de mult timp să mă gândesc care ar putea fi firul roșu al acestei prezentări, în afară de o prezentare aproape cu mult negru, mă gândeam la început. Am fost alături de doi colegi de mine la o întâlnire cu client și am rămas blocat în trafic, cam o oră am stat în trafic și m-am gândit că Black Friday, de multe ori Black Friday, se aseamănă cu un traffic jam. Atunci când ești blocat în trafic, stai foarte mult timp blocat acolo și ar trebui să te gândești la metode și metode alternative de a ieși din această aglomerație. Cum poți să ieși din această aglomerație? Așadar, tema prezentării mele, da? Când despre Black Friday este vorba despre trafic, eu vă spun cum să scap de trafic, da? De Black Friday. Bun, bineînțeles, este foarte important să ajungi din punctul A în punctul B. Foarte important este cum ajungi. Ajungi stând o oră, două ore în intersecția de la obor sau așa, like a boss, ca să spun așa. Depinde foarte mult cum alegi să-ți construiești campania, contează foarte mult strategia pe care o aplici. Și din punctul meu de vedere, există 4 strategii principale pentru a evita traficul de Black Friday. Cum poți să fii eficient prin campanii PPC, pentru că am vorbit despre campanii PPC, cum poți să fii eficient de Black Friday cu o investiție cât mai mică, să aduci rezultate cât mai bune. Și există 4 strategii principale, poate 4 tipuri de conducători auto, să spunem așa. Este cel care se trește dimineața, care vrea să ajungă la birou mai devreme, mai ales într-o zi în care știe că este foarte multă lume. Chiar, câți dintre voi mergeți la birou cu mașina? Eu merg la birou cu mașina. Ok. Bun. Deci, poate că și voi simțiți campaniile. Eu am simțit campania de Back to School, de exemplu, pe 15 septembrie, când a început școala, în loc de 10 minute, 11 de oră, am făcut jumătate de oră. Probabil că o să simt și alte activări, da? Alte activări plus. Bun. O soluție pentru a ajunge mai repede la birou dimineața, pentru a scăpa de traficul de Black Friday, ar fi să treci dimineața. Alta ar fi să mergi pe corpolitoare, să cauți mijloace alternative de transport sau să pleci mai târziu. Și vom vorbi despre fiecare în parte, cum se pot traduce pentru o strategie de PPC integrată de Black Friday. Și să luăm cu primul caz, și anume te trezești dimineața. Ce înseamnă că te trezești dimineața? Practic, furi startul. Da? Începe o campanie de early sales. Așa cum spune și Claudiu foarte bine, nu trebuie să vindeți neapărat produse, ci poate vindeți o abonare la newsletter în acel moment. Abonează-te la newsletter, câștigi un telefon, să spunem, și vei fi primul care află de ofertele Black Friday. Bineînțeles că doar în, și anume, de ofertele tale de Black Friday, interesează telefonul, se abonează, l-ai prins, îl ții captiv pe acel utilizator. Când vine vorba de strategii, ce ar trebui să aplici când vine vorba de o astfel de campanie care fur startul, în primul rând trebuie să știi că atunci nu este foarte mult trafic, nu este o competiție foarte mare, așadar îți permiți să nu fii prins în comotul de Black Friday și poți să faci o campanie de display decentă, atât pe AdWords cât și pe Facebook, să aduci trafic nou către site-ul tău. De asemenea, poți face o campanie de retargeting generală, nu trebuie să mergi neapărat foarte specific, să atingi cât mai mulți utilizatori care nu și-au îndeplinit scopul pe care tu l-ai cu campania de early sales, și anume să zicem abonarea la newsletter. Deci poți face o campanie de retargeting atât pe AdWords cât și pe Facebook, îți oferă Facebook și această opțiune. Și de asemenea, un search, ce spun eu, agresiv pe categorii de produse. Mergi foarte puternic pe search în această perioadă în care competiția este mai mică. O altă oportunitate pe care o ai înainte de Black Friday, search pe cuvinte ce țin de Black Friday. Volumul crește de la 1 noiembrie, ușor, ușor tot crește volumul de căutări pe Black Friday. Ai putea să fii prezent acolo cu o ofertă de abonare pentru ofertele ce vor să fie la de Black Friday sau cu exclusivitate strict pentru tine, nu o să pice site-ul, nu o să putem să-ți oferim anumite oferte.
Bun, totuși există și riscuri. Riscul cel mai mare este ca acel utilizator să se aboneze, să îndeplinească obiectivul, să plătești pentru acel utilizator, dar mai târziu nu vor fi transformați în cumpărători. Aici problema nu este doar la PPC, este și problema în strategia ta de marketing online integrat. Da? Ok, să abonezi la newsletter, trebuie să ai grijă ca el să cumpere atunci când vrei tu să cumpere. Bun. Asta este prima strategie, da? Strategia pentru cei matinali, cei care vor să fure startul, da? Care vor să plece mai devreme la birou ca să evite traficul. Bun. Cea de-a doua variantă este cea cu rută ocolitoare. Bun, teoretic, drumul cel mai scurt este drumul drept, însă de foarte multe ori, drumul pe care nu-l cunosc foarte mulți, este drumul cel mai scurt la nivel de timp, de acasă până la birou. Da? Pe străduțe, ocolitor, într-adevăr, dar ajungi mai repede la nivel de timp la birou. Bun. Și nu foarte mulți cunosc pe Facebook, cel puțin, custom audience. Da? Nu cunosc opțiunea de a targeta în funcție de o anumită bază de date. Cei care cunosc custom audience și targetează o anumită bază de date, o targetează foarte, foarte general. Nu împart pe utilizatori care au cumpărat, cei care n-au cumpărat, pe utilizatori care au cumpărat de 2 ori, de 3 ori, de 5 ori, sau pentru utilizatori care au făcut o anumită acțiune pe site, au adăugat un wishlist și așa mai departe. Deci poți construi liste specifice, mai nou nu poți să faci în funcție de ID, ci doar de adresă de mail, dar poți, există integrarea cu MailChimp și atât cât de complexe sunt listele tale de MailChimp, le poți transpune în Facebook și poți targeta o audiență foarte specifică în continuare în Facebook. Deci poți folosi custom audience ca o strategie foarte bună, o investiție mică și un ROI foarte, foarte mare. De asemenea, remarketing second step nu este neapărat un lucru, să zicem, foarte bine explicat și pe care să-l folosească foarte mulți. Remarketing second step este ca un fel de confirmare a utilizatorilor care deja au venit odată dintr-o campanie de remarketing, o confirmare a lor, dacă într-adevăr sunt potențial clienți sau nu. Este un test pe care noi îl aplicăm pentru o bază de utilizatori care au venit într-o campanie de remarketing și nu au cumpărat sau nu s-au abonat la newsletter, nu au făcut ceea ce ne-am dorit, de verificare. Un test în care vedem dacă trec testul, ok, sunt utilizatori buni, dacă nu, îi eliminăm după aceea din listele noastre de remarketing pe viitor. Și, de asemenea, campanii pe abonații la newsletter și fanii din Facebook, și anume pe comunitate. Da? Mergi foarte mult pe comunitate, dacă ți-ai construit o comunitate și ai comunicat bine către comunitatea respectivă, ea se va întoarce, către tine și va cumpăra. Riscuri, când vorbim de această strategie de rute ocolitoare și strategii foarte specifice, este că poți fi afectat la nivel de volum de conversie. Cum spunea și Claudiu, ai nevoie de new buyers, volum mare de vânzări, iar această strategie este o strategie bună, eficientă, dar nu îți va aduce un volum de conversii. Dacă vrei volum de conversii, nu e neapărat cea mai bună strategie să mergi pe rute ocolitoare. Bun. Cea de-a treia, să cauți mijloace alternative, mijloace de transport alternative. Bun, merg cu mașina, văd că nu se poate, hai să încerc să merg cu metrou, sau dacă n-am metrou în zona mea, cu bicicleta, și așa mai departe, să ajung mai repede la birou. Încearcă să mergi pe alte canale. Toți folosesc search-ul, mai puțin folosesc remarketing în search. Avea întrebare? Sau doar ridică mâna random? Ok, era random, am înțeles. Foarte mult folosesc campaniile de search, puțin folosesc campaniile de remarketing pe search. Poate atunci nu mai targetez în ziua de Black Friday, în săptămâna de Black Friday, nu mai folosești search-ul pentru utilizatori noi, ci doar pentru utilizatorii care au intrat deja pe site în ultima lună. La fel, remarketing un display. În ziua de Black Friday poate ar trebui să nu mai investești buget într-o campanie de display, oricum va fi o gălăgie foarte mare. Investește toți banii, crește toate prețurile de licitație pentru campaniile de remarketing. Și la fel și pe Facebook, oprește-te din a targeta public nou, retargetează publicul pe care l-ai deja.
care este posibilul risc în această strategie, să pierzi piață potențială. Vorbim de piață potențială, vorbim de ceea ce spunea Claudiu, de listatori noi, de utilizatori noi care poate să cumpere de pe site-ul tău. Îi pierzi dacă folosești o astfel de strategie. Deci nici această strategie nu este completă. Da? Depinde de obiectivul pe care îl ai. Și trecem la ultima strategie și planul care place mie cel mai mult, și anume să pleci mai târziu de acasă, da? să nu stai în trafic și să te bați cine prinde primul roșu, mai degrabă stai acasă, mai dormi un pic și pleci relaxat după aceea la birou. Traficul nu mai există, ajungi foarte repede. Văd Claudiu râde, probabil Claudiu, tu așa faci, probabil de aici atât de zen, nu? Ok. Totuși, dacă alegi această strategie, ce ar trebui să faci? Ar trebui să bubui search-ul, da? Cum tuduie economia, ar trebui să tuduie și search-ul tău. Foarte agresiv la nivel de search, la fel display, public nou, să atragi public nou, cu mesaje specifice, n-ai prins în cele de Black Friday, vino cu acă, noi mai avem câteva oferte foarte bune. La fel, campanii de retargeting generale. Aici, cât mai general, să duci pe un public cât mai mare. Există un public foarte mare de utilizatori care au stat cu mâna pe buzunar, n-au cumpărat, pentru că au așteptat oferta cea mai bună, n-au prins oferta cea mai bună sau s-a terminat oferta cea mai bună. Sunt anumite frustrări pe care poți să construiești. Poți să construiești mesaje și poți să vinzi foarte, foarte bine pe acele frustrări. Trebuie doar să te joci un pic cu mintea utilizatorului. Bun. Aceste frustrări și aceste mesaje subliminale au și anumite riscuri. Se poate să te trezești un pic prea târziu. Poate ok, au mai rămas cei cu arici pe buzunar, au cumpărat câțiva, mulți au zis că ok, nu am cumpărat nimic anul ăsta și nici nu mai cumpăr. Și să fi pierdut valul, da? S-a dus valul și tu nu ai vândut. Așadar, e și această variantă cu o posibilă situație de risc. Trebuie să luați în calcul acest risc. Bun. În concluzie, avem 4 strategii, fiecare cu riscul ei. Da? Dacă te trezești dimineața și ești primul, nu ai neapărat garanția că vei vinde. Da? Dacă mergi pe rute ocolitoare, se poate să nu vinzi atât de mult. Vei fi eficient, vei avea o investiție foarte mică la nivel de buget, dar când vei calcula volum, la nivel de volum, nu vei fi complet mulțumit. Dacă alegi mijloace alternative, dacă lași mașina acasă și mergi cu bicicleta sau cu metrou, s-ar putea să pierzi o potențială piață, da? Dacă mergi doar pe publicul tău, RLSA, marketing, retargeting. Iar dacă pleci mai târziu, se poate foarte bine mai degrabă să rămâi de tot acasă în ziua respectivă, oricum ai pierdut întâlnirea cea mai importantă și numai ce face în restul zilei, da? Deci s-ar fi putut, se poate să te trezești prea târziu. Soluția, care ar fi soluția, o campanie integrată, da? Ar trebui să iei câte un pic din fiecare din cele 4 strategii, n-ar trebui să fii doar cel care se trezește primul, n-ar trebui să fii cel care se trezește ultimul, ar trebui să iei din fiecare câte un pic și să aplici toată această strategie integrată și să ai tot timpul în minte că Black Friday nu este doar o zi, ci este o perioadă de, aș spune eu, o lună, nu doar o săptămână, este o pregătire de o lună, o pregătire de o lună a acelui utilizator până când el va cumpăra. Se poate să-l cumpere de Black Friday, de aceea poți să te trezești mai târziu și să-l convertești. Dragostea mea este numele meu, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și răbdare și aștept întrebări despre o strategie, o potențială strategie de Black Friday. Horia deja are întrebare. A venit, e pregătit cu întrebări. Te rog. Super. Da, și acum o întrebare, pentru că, după cum probabil deja toți prietenii lumea se opre ce știu, mie îmi place să mă trezesc mai târziu. De aceea, pe acel slide aveai o referire la a atinge un target nou, nu? De a atinge o audiență nouă undeva. Un pic mai târziu. Undeva era ceva despre... Aici, când te trezești dimineața, când nu-ți face ție. A, da? Atunci atingi publicul nou. Asta vreau să trebuie. Pe public nou.
atunci așa, atunci chiar nu cunoaște. Dar oricum, ai ceva sugestii despre targetarea acestui public, identificarea acestui public, despre... Da, întrebare foarte generală. Dacă îmi dai un magazin online, îți pot vorbi despre publicul nou pe care trebuie să-l atingi pentru acel magazin online. Da? De exemplu, dacă vinzi cuie, o fabrică de cuie și vinzi cuie și șuruburi, să spunem, atunci poate ar trebui să targetezi home and gardening, da? Site-urile de home and garden, ar trebui să targetezi blogurile de meșteri, de do-it-yourself, tot ceea ce ține de casă și grădină, asta la nivel de AdWords GDN, să spunem, da? Forumul, de asemenea foarte importante forumurile și discuții contextuale, campanii contextuale pe cuvinte cheie, precum șurubelniță, D-Blue, Triplu Șurub și așa mai departe, nu le cunosc foarte bine, dar după un research poți să faci asta. Știu că de ce patinaj artistic, dar poate fi și ăla conex, nu oarecum, pentru că toți meșterii se uită la patinaj artistic, nu-i așa? Da. Bun, de asemenea, pe Facebook există interese de genul Dedeman, practică, Conbar și așa mai departe, pe care le poți targeta și poți atinge public nou. Însă unde vreau să subliniez, foarte important, când vrei să atingi public nou, ce ar trebui să faci, ar trebui să excluzi toată lista de remarketing, dacă vrei public nou. Dacă vrei 100% sesiuni noi pe site, exclude lista de remarketing, ca să știi că, într-adevăr, acea investiție este în public nou și atât. Ok? Cred că ți-am răspuns cât de cât. Absolut. Mersi. Mare plăcere. Mihai, aveai și tu o completare. Ți-am răspuns pe excluderea. Ți-am răspuns pe excluderea. Da? Ok. Perfect. Alte întrebări despre o strategie de PPC marketing? Mihai. Cum crezi? Primesc întrebări de la... Bună, Dragoș. Bună seara. Care din strategiile respective crezi că s-a aplicat cel mai bine pentru un site de marketing afiliat? Adică nu pentru magazinul în sine, pentru... Pentru un afiliat? Da. Pentru un afiliat ar fi probabil cea cu investiția cea mai mică și anume aceasta cu custom audience, cu remarketing, foarte mult, foarte mult pe remarketing, retargeting. Însă problema la afiliere este că nu ai neapărat. Dacă ai un blog, da? Ai un site în care ai adăugat conținut și adăugat conținut și ai crescut comunitatea respectivă, acum poți să aduni roadele cu remarketing, cu retargeting, pe comunitatea respectivă, da? Și care este interesată de X, Y, Z. Pentru un site nou, de exemplu, gen, dacă l-ai de mai puțin de jumătate de an, și nu ai o comunitate cu asta, sau de câteva luni. Și un site nou are o audiență strânsă în timp. Altfel, bineînțeles, campanii foarte bine targetate de public nou. Nu ai ce să faci. Audiențe foarte specifice, multe audiențe de, să zicem, 10-15 audiențe diferite, câte 5.000 de utilizatori fiecare audiență. Da? Ca după aceea să vezi care funcționează mai bine, să poți oprești mult mai repede audiențele respective. Însă, dacă ești un site nou, ar trebui să testezi mai mult. Adică n-ar trebui să încep cu o săptămână înainte, ok, să vedem ce public targetăm, ce prindem și noi aici, să vedem, să vindem și noi acolo două, trei tigări. Nu, ar trebui de la începutul lumii, cel mai târziu, să începi campania în care targetezi publicuri diferite și vezi care îți răspunde cel mai bine la o microconversie. Dar nu vei testa pe conversia finală, adică tranzacție, ci pe microconversie, și anume abonarea la newsletter sau adăugarea în wishlist sau compararea două produse. Orice vreți voi, vă alegeți ca microconversie, testați pe microconversia respectivă diversele audiențe. Dacă audiența A, B, C, D și Z funcționează, pe acelea le dezvoltăm când ne apropiem de Black Friday, dacă suntem un public nou. Cam asta ar fi pentru un site nou, tânăr, la început de drum. Cu mare plăcere. Alte întrebări? De la... Am avut două întrebări de la cineva de la... din partea de SEO, să spune, afiliere, PPC, aștept întrebări. Sorin, Gabi, n-aveți nicio întrebare? Nu? No? Totul clar. Bun. Înainte să luăm, pauza mult, mult dorită și țigara mult răvnită, aș vrea să o invit pe Alexandra Dabu, dacă este prezentă și este prezentă. Bine ai venit, Alexandra!